Deschideți cu mine scripturile, vă rog, în Luca, la primul capitol. O să citim aici câteva versete care vorbesc despre una dintre cele mai frumoase vești pe care omenirea le-a primit. Este, de fapt, cea mai frumoasă veste, faptul că Hristos Domnul urma să se nască. Aici cuvântul lui Dumnezeu în Luca 1, de la versetul 26 până la versetul 38, spune așa. Pagina 985, citim din Luca, din primul capitol, de la versetul 26, Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui prea înalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci, împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale și îngerul a plecat de la ea. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Cred că pentru marea majoritate dintre dumneavoastră nu mai este un secret titlul acestui mesaj din dimineața care ne stă în față. E ceva ce te face special. Și m-am gândit preobiților când fratele Dan mi-a solicitat un titlu de predică, oare cu ce aș putea să vin înaintea unor creștini despre care știu sigur că sunt bine hrăniți? Care știu sigur că mereu și mereu stau în jurul cuvântului lui Dumnezeu, și vă spun că am trecut prin următorul exercițiu și m-am gândit în ce mă privește pe mine, că de când m-am întors la Dumnezeu, una dintre cele mai mari provocări în ce mă privește pe mine a fost descurajarea. Vreau să vă spun că Dumnezeu niciodată nu m-a descurajat. Dar există un diavol, din nefericire mai sunt și frați profesioniști în direcția aceasta și apoi reușesc în diverse circumstanțe ale vieții să te picure așa puțin câte puțin cu descurajarea. Și am stat atunci și m-am gândit că mi-aș fi dorit în vremea respectivă să întâlnesc și eu pe cineva care să vină să-mi întindă mâna, să mă ridice și să-mi spună Silviu, nicio problemă, a fost cum a fost, au fost provocările cum au fost, însă de azi înainte te ridici și mergem înainte pentru că, da, există un Dumnezeu, un Dumnezeu care face o chemare, un Dumnezeu care dă daruri, un Dumnezeu care ne întărește picioarele pe calea Lui. Mergem înainte cu puterea pe care numai și numai Dumnezeu Sfântul o dă. Și mesajul acesta, dragii mei, așadar, așezat sub titlu E ceva ce te face special, s-ar putea să te ducă în zona analizei personale, s-ar putea să te ducă în zona introspecției. Și cu siguranță că, în fața unei astfel de provocări, lumea se împarte în două categorii mari. Ați întâlnit oameni, de pildă, care spun în ce mă privește pe mine, nu am nimic special. Da, mărturisesc, am fost în duminica aceea la biserică, am auzit cum predicatorul, cum cântările, cu cei care ne-au îndemnat la rugăciune, au căutat un pic să miște lucrurile în zona aceasta. E adevărat, vestea aceea care s-a auzit atunci la biserică se aplică foarte bine unei categorii de oameni, dar în ce mă privește pe mine, zic pas la asta. Eu nu am nimic special. Nu mă ajută vocea, și aici te înțeleg foarte bine, nici pe mine nu mă ajută vocea, nu am o fizionomie extraordinară, te înțeleg foarte bine, sunt așa de multe lucruri care cumva contribuie la acest punct de vedere pe care l-am despre mine însumi. Nu am nimic special. Ba mai mult sunt oameni cu care pot să stai de vorbă, care să mărturisească am un sentiment al propriei valori distorsionat, îmi lipsește stima de sine. Unul dintre tinerii cu care am stat de vorbă în urmă cu câteva săptămâni mi-a spus următoarele lucruri: Cred că dacă aș muri, nimeni n-ar băga de seamă lucrul acesta. Și am zis: tinere, dar oprește-te. Ai părinți, ai frați. Ai surori, ești aici partea trupului lui Hristos, ești partea ceea ce înseamnă povestea asta frumoasă a slujirii. Cum poți să spui, dacă aș muri, nimeni nu ar observa lucrul acesta? Sigur că la polul opus acestui punct de vedere mai sunt cei care spun, da, sunt special. Și sunt câteva detalii care converg cumva în direcția aceasta a susținerii punctului de vedere respectiv. Și sunt unii care se gândesc, poate, la ceea ce înseamnă trecutul lor academic, trecutul lor profesional, la tot ceea ce înseamnă bogăția asta cv a unui salariu motivator și mulțumitor în același timp. Și ei spun, da, am ceva. Special. Acum, dragii mei, întrebarea cu miză pentru noi în dimineața aceasta este următoarea. Cum reușim să ducem sub aceeași umbrelă cele două categorii de oameni? Pentru că, vedeți, dumneavoastră, în Biserica lui Hristos pot să fie și oameni care se spună despre sine nu am nimic special și în același timp oameni care spun despre, tine, despre sine da, am ceva special. Mă rog în dimineața aceasta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne cerceteze astfel încât la plecare din locul acesta să înțelegem că toți care suntem aici avem valoare în ochii lui Dumnezeu. Există, dragii mei, cineva spre care să privim și căruia să-i mulțumim pentru tot binele de care ne-a făcut parte? Cineva căruia să-i mulțumim pentru reușitele noastre? Există ceva ce pot îmbrățișa oamenii simpli care cred, așa cum vă spuneam, că nu au nicio valoare, că nu contează? Cu alte cuvinte, trebuie să se simtă special doar cei care fac parte din cea de-a doua categorie enunțată astăzi? Repet, într-un fel sau altul, toți suntem speciali înaintea lui Dumnezeu. Și ceea ce contribuie cumva la adevărul acesta este în primul rând și înainte de toate faptul că suntem creația lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu Sfântul pe fiecare în parte, într-un mod personal, ne-a creat și a pus propria amprentă pe mine, pe tine, pe dumneata și împreună astăzi putem să dăm slavă lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. De fapt, toate meritele pe care le-am adunat de-a lungul timpului, toate performanțele noastre, nu sunt nimic altceva decât o dovadă a faptului că Dumnezeu împreună cu noi a fost bun, că Dumnezeu ne-a binecuvântat și că hărnicia noastră, într-adevăr, dublată de putere, și de prezența lui în viața noastră a dus la rezultatul dorit. Întoarceți privirea spre Dumnezeu în dimineața aceasta și mulțumește-i. Întoarceți privirea spre Dumnezeu și mulțumește-i pentru că bun a fost cu tine și bun a fost cu mine și mărturisesc bunătatea lui. Există o zi în calendarul fiecărui om în care viața lui poate fi transformată radical. Știți care este ziua aceea? E ziua în care înțelege valoarea harului lui Dumnezeu. E ziua în care înțelege că tot ceea ce înseamnă pelerinajul prin această lume nu se face de unul singur, nu se face independent de puterea și de prezența lui Dumnezeu, ci se face într-o strânsă legătură cu cel care este Domnul Domnilor și Regele Regilor. A existat, dragii mei, o zi în viața lui Iosif și în viața Mariei, dar punem acum accentul pe viața Mariei, în care Dumnezeu realmente a scos-o pe tânăra aceasta din anonimat. Și a pus-o cu alte cuvinte, permiteți-mi expresia, în lumina reflectoarelor acestei lumi. A stat sfântă și curată, ducându-și viața aceasta împreună cu cel prea sfânt, până în ziua în care Dumnezeu realmente a privit spre ea, a luat-o din anonimat și a strălucit ca un exemplu de viață pentru mine și pentru tine deopotrivă. E ziua în care spune cuvântul Domnului în versetul 28 că îngerul Gavril îi se arată și îi spune următoarele cuvinte Plecăciune ție căria ți s-a făcut mare har. Și oameni buni, una dintre cele mai mari bucurii pe care eu le am în viața asta e că nu sunt străini de harul lui Dumnezeu. Ceea ce ar trebui să miște inimile noastre în același timp este această cunoaștere a faptului că nu suntem singuri, că nu suntem străini de harul lui Dumnezeu. Dar știți, de multe ori mă uit în bisericile în care mai ajung, în biserica în care păstoresc, mă uit, dragii mei, și văd că de prea multe ori înțelegem. Așa de superficial, valoarea harului lui Dumnezeu. E până la urmă motivul care ne ține în viață. E până la urmă temeiul pentru care putem să fim astăzi aici, în casa lui Dumnezeu. E până la urmă motivul de laudă care ar trebui să fie adânc înrădăcinat în inima mea și care să fie verbalizat, să se afle pe buzele mele. Și dacă ar fi să înțelegem valoarea harului lui Dumnezeu la adevărata dimensiune. Dragii mei, cântările noastre ar fi pline de bucurie, rugăciunile noastre ar fi mereu și mereu înflăcărate, predicarea cuvântului lui Dumnezeu mereu și mereu ar fi însoțită de puterea pe care o dă Dumnezeu. Înțelegi, omule bun, că ai parte de Harul lui Dumnezeu? Vrei să știi ce te face special? Nu anulez toate performanțele despre care am vorbit. Nu le anulez. Felicitări, ai fost harnic, te-a ajutat cel prea sfânt. Însă elementul care face cu adevărat diferența în viața mea și în viața dumitale este numai și numai harul lui Dumnezeu. E faptul că El ne ține în mâna Lui binecuvântat să fie Domnul. Or simțământul acesta a unei valori inexistente trebuie dat la o parte pentru că ceea ce face diferența, repet, este harul lui Dumnezeu. Vă amintiți ce spune plângeri capitolul 3, versetul 21? Sunt acolo cuvintele acelea care pe mine ori de câte ori citesc cartea aceasta, a lacrimilor, a lamentației. Sunt cuvinte care îmi aduc aminte încă o dată cât de privilegiat sunt și cât de binecuvântat. Ne-am rugat pentru familie și am putut să trag și eu cu ochiul în dimineața aceasta, înspre soție, înspre copii. Și înțeleg cât de frumos am pachetat Dumnezeu în forma aceasta harului pentru mine. Poate ați făcut același exercițiu, este harul pe care Dumnezeu vi l-a arătat. Și spune acolo Ieremia în capitolul 3, spune următoarele cuvinte, Doamne, iată ce mă mai face să trag nădejde, iată, Doamne Dumnezeule, ce mai gândesc în inima mea. Și spunea Ieremia următoarele cuvinte, bunătățile tale, Doamne, nu s-au sfârșit în durările tale, Doamne, nu sunt la capăt, ci atenție, se noiesc în fiecare dimineață. Dar cât de îndreptățit a fost Ieremia să spună cuvintele acestea din moment ce, dragii mei, el putea să privească spre Ierusalim, spre o parte însemnată a țării, acelea frumoase pe care a cunoscut-o și să se uite în stânga și în dreapta și tot ceea ce să vadă să fie ruină. Care-i motivul, care e factorul determinant a unei astfel de declarații care să rămână peste generații un model pentru creștinii din secolul 21, știind că tu te uiți și nu mai vezi splendoarea templului, știind că tu te uiți și tot ceea ce a însemnat o arhitectură frumoasă nu mai este. Dușmanii au intrat cu buldozerul prin țara aceea frumoasă pe care ai știut o Ce te determină, Eremia, să spui? Există un motiv care mă face să mă trezesc în fiecare dimineață și motivul acela este îndurarea lui Dumnezeu. Motivul acesta e la bunătatea lui Dumnezeu. Ce te determină, Iremia? Înțelegeți cât de frumos este Dumnezeu? Spune că în fiecare dimineață El își înnoiește bunătatea și îndurarea față de noi. Dar când ești acasă trebuie să mână și de două, trei ori din aceeași mâncare, nu? Și vai, unora dintre noi nu ne place treaba asta. Și bunătatea lui Dumnezeu și îndurarea se noiește în fiecare dimineață. Frații mei, așa de mult m-aș bucura ca astăzi încă o dată harul acesta dumnezeiesc să fie lăsat din belșug peste mine și peste dumneata. Pentru că în harul lui Dumnezeu se ascunde dorința ca El să lucreze prin tine. În harul lui Dumnezeu se ascunde înviorarea de care sufletul nostru are nevoie disperată, iertarea lui Dumnezeu fără de care simțim uneori că nu mai putem înainta. Și, si, surpriză, harul îl costă totul pe cel care îl oferă și si nimic pe cel care îl primește. E ceva ce te face special și si acel ceva este harul lui Dumnezeu. Este harul și bunătatea lui Dumnezeu. Sunt câteva adevăruri din textul acesta pe care l-am citit, pe care îl aduc în atenția dumneavoastră și din care desprind câteva adevăruri pe marginea harului lui Dumnezeu. Repet, e ceva ce te face special și acela este harul lui Dumnezeu. Sunt câteva adevăruri pe care le învăț din această deschidere de scriptură. În primul rând, harul ne amintește că nu suntem părăsiți. Harul ne amintește că nu suntem părăsiți. Dacă vă uitați la textul acesta pe care l-am lecturat, veți descoperi cum eu am făcut lucrul acesta: că înaintea prezentării planului lui Dumnezeu, îngerul Gavrilo asigură pe Maria de un adevăr pe care trebuie să-l aducă în atenția dumneavoastră, de un adevăr care trebuie să miște inima noastră și pe care de multe ori îl uităm. De ce? Să recunoaștem că am căzut de multe ori testul respectiv. Suntem mai interesați de ce avem în mâini și de cine e lângă noi, ignorând ceea ce este cel mai important. Știți ceea ce trebuie să fie cel mai important? Faptul că în fiecare zi a vieții noastre Dumnezeu este împreună cu noi. Rămâne această provocare mereu și mereu în picioare, ca eu să umblu în voia Lui Dumnezeu. Înaintea descoperirii planului Lui Dumnezeu, înaintea Mariei, Îngerul Gavril o anunță de următorul adevăr. Ascultați versetul 28. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Repet, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Ați căzut vreodată în capcana următoare? Să credeți că cel mai important în viață sunt funcțiile, e partea asta materială, sunt relațiile? Contează foarte mult de cine ți este în stânga și de cine ți este în dreapta? Vine, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu înaintea noastră și ne spune în dimineața asta următoarele. Ceea ce contează cel mai mult pentru un om trebuie să fie înțelegerea faptului că nici o zi din viața lui nu mai este singur, ci în toate zilele vieții lui se ascunde prezența și puterea lui Dumnezeu. Dragul meu, uite-te în urmă în zilele care au trecut. Știi că în fiecare zi, deși poate nu întotdeauna te-a însoțit simțământul acesta al prezenței lui Dumnezeu, deși poate nu la fiecare pas ai avut o dovadă a prezenței lui, dar știi privind în urmă că în toate zilele vieții tale împreună cu tine a fost Dumnezeu? Până la urmă, care să fie motivul pentru care stăm astăzi în picioare? Să ne arogăm tot felul de merite? Poate va striga unul, frate, noi avem grijă de tensiune, nu bem cafea, mâncăm bio, numai de la țară. Acesta să fie motivul pentru care stăm în picioare? Există unul care dictează inimii noastre să mai bată în fiecare zi. Există unul, dragii mei, care întărește pașii noștri pe calea lui și acela este Dumnezeu mărit să fie numele lui. Este împreună cu noi, este împreună cu tine, de aceea motivul laudelor, motivul bucuriei trebuie să fie legat de faptul că Dumnezeu Sfântul este cu noi și îl binecuvintesc pentru aceasta. Am reușit performanța pe la 5 ani de zile, 6 ani de zile, să mă pierd în spitalul județean din Zalău. Am noi, spre deosebire de dumneavoastră, în Zalău fiind, nu avem nu știu câte spitale, îi numai unul, da, înțelegeți-mă, vă rog, îi bun ăla. Nu-i foarte mare, dar totuși are lift. Are câteva etaje și nu știu cum am reușit eu performanța asta de a mă pierde. Acum, dragii mei, dincolo de bucuria aceea faptului că te dai cu liftul, te mai duci într-o parte, într-alta, știți că atunci când se pierde un om, atunci când se pierde un copil, cel mai mult își dorește să fie iarăși acasă în compania părinților, în compania celor care îl iubesc. Știți că în pelerinajul nostru, prin această lume, noi nu trebuie să fim asemeni copilului pierdut în spital, să umblăm de unii singuri, ci Dumnezeu este cu noi. Ați ajuns în punctul în care să vedeți că nu mai contează câți oameni sunt lângă tine, că tot ceea ce contează rămâne și ceea ce trebuie să cântărească cel mai mult să fie prezența lui Dumnezeu. Ascultați-mă, dacă n-ați ajuns acolo, vă binecuvintez în numele Domnului și vă doresc să ajungeți acolo. Ascultați-mă, asta e binecuvântare, pentru că atunci când toți îți întorc spatele, atunci când viața te duce într-o astfel de situație în care realmente omul nu te mai poate ajuta în niciun fel, în niciun mod, cel care rămâne cea mai mare valoare a vieții tale este și rămâne Dumnezeu Sfântul. A ajuns Sfântul Apostol Pavel într o astfel de situație și spune el în 2 Timotei capitolul 4 cu versetul 17 toți m-au părăsit Acum, dragii mei, înțeleg că și în bisericile noastre lucrurile încep așa. Avem păstori sau păstori, avem oameni ordinați, avem comitet, avem echipă duhovnicească, avem cântăreți, avem uh, frați și surori care au această însărcinare de a sluji într-un fel sau altul Bisericii lui Hristos. Bun, înțeleg că poate aceștia, dintr-un anumit punct de vedere, sunt mai privilegiați cu uh, prezența fraților când ei sunt în nevoie. Dar vorbim aici de Apostolul Pavel. Vorbim aici, dragii mei, de omul lângă care toți ceilalți își doreau să fie prezenți. Omul în prezența căruia mereu aveai de învățat câte ceva. Și spune cuvântul Domnului aici la această deschidere de Scriptură, toți m-au părăsit. V-aș face o mare nedreptate dacă n-aș citi versetul acela până în capăt. Pentru că știți care este continuarea lui? toți m-au părăsit, însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Harul ne amintește că nu suntem părăsiți. Când viața te duce pe marginea prăpastiei, aduți aminte, nu e singur. În toate drumurile vieții tale, Dumnezeu este cu tine. În blocul operator nu e singur. Înțelegi acum de ce îngerul i-a zis, Maria, nu te teme? Pentru că acest curaj al nostru nu este izvorât în primul și în primul rând din propriile capacități ale noastre, ci din înțelegerea faptului că Dumnezeu este împreună cu noi. Nu mai contează munții care stau înaintea ta, nu mai contează stânca prin mijlocul căruia trebuie să treci, da, am cântat și ne-am închinat înaintea unui Dumnezeu care face drum prin stâncă, care face tunel prin stâncă, atât de mare este Dumnezeu. Tot ceea ce contează în cele din urmă este că El e împreună cu noi. Și unul dintre cei mai mari misionari ai lumii acestea, David Livingstone, este numele lui, a rostit o rugăciune care, vă spun sincer, de multe ori m-a inspirat. Mai ales în momentele acelea de început despre care vă spuneam de descurajare, se ruga el astfel, Doamne, trimite-mă oriunde, numai mergi Tu cu mine. Doamne, pune pe umerii mei orice povară dorești, numai susține-mă. Taie, zicea el, orice legătură, cu excepția legăturii care mă leagă de slujirea și de inima ta. Pentru că până la urmă tot ceea ce rămâne e prezența Lui Dumnezeu nu diminuez, nu lovesc în relațiile frățești, în relațiile familiale, în relațiile pe care le avem cu ceilalți oameni. Pun doar în vârful piramidei ca cea mai importantă relație, relația cu Dumnezeu. Cea mai importantă prezență din viața noastră trebuie să fie prezența lui Dumnezeu. Cum ați descrie dumneavoastră secolul 21? Am fi tentat să spunem despre el secolul vitezei, al tehnologiei, al inovațiilor medicale. Știați că specialiștii numesc secolul 21 drept secolul ciudat și paradoxal, secolul singurătății. Nu vi se pare ciudat într-o vreme în care dialogul și comunicarea ne sunt mai facile ca niciodată. Ai luat telefonul, ai intrat pe platformele acestea de înregistrare, de trimitere online, offline, Mesajul tău ajunge în toată lumea, cursuri, relații se țin în zona aceasta și totuși, secolul 21 este caracterizat drept secolul singurătății. Ar trebui să înțelegem odată pentru totdeauna că degeaba sunt mulți cu noi și lângă noi dacă lipsește cel care este cel mai important și acela este Dumnezeu, mărit și lăudață, fie numele Lui. Știai că este cu tine? În încercările și în examenele vieții? Știai că este cu tine în situațiile imposibile și greu de schimbat? Știai că este cu tine în acele împrejurări în care planurile sunt în curs de derulare? Vreți să căutați un motiv pentru care Maria a avut curajul să meargă înainte cu devotament prin tot ceea ce îngerul Gavril a făgăduit? Știți care este motivul? Dumnezeu a fost cu ea. Și dacă Dumnezeu este împreună cu noi, dragii mei, tot ceea ce ne-a făgăduit cel prea într-o zi se va împlini. Da, vorbesc despre unul care realmente dă obstacole la o parte, dă pietre la o parte, ca drumul acesta pe care vrea să ne ducem să fie lin, chiar dacă uneori e presărat cu probleme, dar să ajungem la destinație. De ce? Pentru că Dumnezeu este cu noi. E ceva ce te face special, e harul lui Dumnezeu. Am spus în primul rând, harul ne amintește că nu suntem părăsiți. În al doilea rând, harul ne amintește că nu suntem neînsemnați. Harul ne amintește că nu suntem neînsemnați. Lumea în care trăim ne-a împărțit în diferite categorii. Ne-a împărțit pe criterii financiare. De aceea putem să vorbim astăzi așa oameni cu bani și oameni fără bani. Ne-am părțit pe criterii de sănătate, oameni sănătoși și oameni bolnavi. Ne-am părțit pe criterii de inteligență, oameni cu școală și oameni fără școală, pe criterii de frumusețe, oameni foarte frumoși, cum spuneam la început, cei ca mine. Dacă ar fi după noi, ne-am înconjurat doar de oameni din care categorie credeți dumneavoastră. Din aia bună, nu? Acum fiți atenți, vă rog, ce face Dumnezeu. Dumnezeu operează invers față de cum suntem noi tentați să procedăm. Adevărul este că nu ne place să fim din categoria asta, nu? Mi-aduc aminte din perioada în care eram la școală. Vreau să vă spun, întotdeauna la orele de sport, mi-a plăcut atunci când domnul profesor și la un moment dat doamna profesoară ne lăsa să jucăm fotbal în timpul orei de sport. Știți de ce? pentru că la fotbal eu făceam echipele. Când ne chema și zicea așa, astăzi jucați handbal. Dragii mei, am urât handbalul, iertare. Niciodată nu mi-a plăcut, știți de ce? Pentru că întotdeauna eram ultimul ales. Vrem să fim din aia prima categorie în care noi să dictăm, noi să alegem, noi să aducem oamenii, noi să fim lângă astfel de oameni. Nu ne place să ieșim ultimii. Dumnezeu însă acționează exact pe dos. La ce mă refer? Deși era înconjurat de Mihail și Gavril, doi îngeri cu nume sonore pe pagine Sfintelor Scripturi, de sfinți care nu și-au pătat numele despre care citim în Apocalipsa, el alege să lucreze cu omul pentru a-și duce la îndeplinire cele mai profunde planuri. Acum, citind ieri dintr-o carte care vorbea despre predicare, Vreau să vă spun că autorul respectiv m-a înconjurat foarte, m-a încurajat foarte mult să folosim și imaginația în predicare. Am motiv, ce să vă spun. Să pășim pe terenul imaginației puțin. Într-o zi, Dumnezeu hotărăște trimiterea lui Gavril pe pământ cu un mesaj clar. Oare ce au zis ceilalți îngeri, gândindu-se, atenție, la istoria lui Adam și a Evei? Oare ce au zis ceilalți îngeri în clipa în care Dumnezeu a zis Gavril, te duci pe pământ în familia cu tare cu următorul mesaj, clar, concis. Ce au zis ceilalți îngeri? Doamne, nu mai repeta greșeala pe care ai făcut-o prima dată. Da, te-ai întâlnit acolo în grădina Eden cu Adam, cu Eva și ai văzut cum într-un scurt timp cei doi ți-au întors spatele. Doamne, ești pe punctul de a face o nouă greșeală. Nu merită, nu are rost. Aduți aminte de falimentul primei familii? Aduce aminte de ce s-a întâmplat atunci? Și Dumnezeu zice merită. Imaginați-vă, vă rog, în cer tăcere totală. Există un verset în Cartea Evrei, capitolul 10, dacă nu greșesc, în care Hristos, Domnul Fiului Dumnezeu, spune următoarele cuvinte, Iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Dintr-o dată intră în scenă Hristos, Domnul, Fiul lui Dumnezeu. Avem planul, avem proiectul, există mesagerul în persoana lui Gavril, lipsesc oamenii cu care avea să se ducă la îndeplinire. Și dintr-o dată Dumnezeu setează GPS-ul lui Gavril. Și ascultați versetul 26 și 27. Într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif. Gavril, nu mai discutăm, nu mai polemizăm, gata, până aici te duci într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif. Repet, ideea a doua, Harul ne amintește că nu suntem nesemnați. Potrivit istoricilor, cetatea Nazaret avea între 500 și 2000 de oameni. Vă întreb, erau în vremea respectivă cetăți mai însemnate? Erau orașe mai însemnate erau orașe mai mari, polisuri, orașe din care într-adevăr să aștepți, domnule, să iasă ceva bun de acolo. Că vă aduceți și dumneavoastră aminte întrebarea, poate ieși ceva bun din Nazaret? Noi ne așteptăm la orașele acelea mari, nu poate lucra Dumnezeu cu cineva care vine de acolo. Bă, ăștia nici n-au școli, n-au universități, nu e oraș universitar, domnule, cum să iasă ceva bun de acolo? Expertiza teologilor despre Iosif e următoarea. Un bărbat în vârstă care dacă citiți și dumneavoastră Evangheliile veți descoperi că după nașterea Mariei intră în anonimat. Evaluarea celorași oameni despre Maria este următoare. O adolescentă despre care nu am fi știut nimic dacă nu ar fi fost Isus. Nazaret, cetate mică, Iosif, un bărbat, probabil mai în vârstă, care imediat iese din anonimat, Maria, o adolescentă despre care până în momentul acesta noi nu știam absolut nimic. Vă întreb, v-ați încredința pruncul unei astfel de familii să fie crescut într-o astfel de localitate? Dificil de răspuns la întrebarea asta, nu? Și totuși, observați ce face Dumnezeu. Dumnezeu privește spre cei doi, cunoscând planurile pe care ei le aveau de a se căsători. Și spune lui Gavril următoarele, Gavril, te duci în familia cu tare, te duci în orașul acela chiar dacă este mic, te duci la o adolescentă, la un om și le prezinți ceea ce vreau să fac. Și observați, vă rog, cum pe ușa aceasta avea să intre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în lumea noastră, binecuvântat să fie numele Domnului. Știți ce mi transmite mie felul acesta de lucru al lui Dumnezeu? Înseamnă că El, înseamnă că analiza Lui trece dincolo de ceea ce se vede cu ochiul liber. De da, adevărat, după criteriul lumii, Maria, iertați-mă, nu vreau să fiu o jignire, a fost în primă instanță fără valoare, dar după cântarul cerului, femeia aceasta a fost un gigant al credinței. Și dacă vă uitați la versetul acesta 30, descoperim cum ea intră în galeria personajelor care au căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. Versetul 30 asta spune, Maria, ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Cum poate un om căpăta îndurare înaintea lui Dumnezeu? Păi dacă ne uităm iarăși în textul pe care l-am citit, putem descoperi următoarele datorită neprihănirii. Spune cuvântul Domnului că Maria, în vremea în care îngerul i s-a arătat, era fecioară. Cuvântul acesta are dublu sens atunci când apare în textul citit. Este un reper în ce privește vârsta, dar în același timp este un reper în ce privește partea asta duhovnicească a Mariei, în sensul în care ea s-a pus deoparte pentru Dumnezeu, n-a avut o viață pătată, a trăit în curăție înaintea celui preasfânt. Cum dobândește cineva îndurare înaintea lui Dumnezeu datorită ascultării? Cuvintele de final ale textului citit au fost următoarele, iată roaba ta, facă-mi se după cuvintele tale. Cum poate cineva căpăta durare înaintea lui Dumnezeu datorită priorităților? Observați vă rog că în capitolul 1, îngerul Gavril se descoperă lui Zaharia și apoi Mariei. Maria nu pune la îndoială cuvintele lui Dumnezeu, însă Zaharia o face. Dacă vă uitați în versetul 20, îi spune îngerul Gavril următoarele, vei fi mut și nu vei putea vorbi. De ce? Pentru că n-ai crezut cuvintele mele. Ori Maria îmbrățișează aceste cuvinte din partea îngerului. Ea nu pune la îndoială promisiunea care se va materializa, nu pune la îndoială felul acesta de lucru al lui Dumnezeu. Întrebarea și mirarea ei este cum? Cum se va face asta pentru că nu știu de bărbat? Cum se va face asta pentru că, iată, sunt o tânără fecioară, înaintea mea este viața. Și îngerul Gavril îi spune detaliile. Și o, binecuvântat să fie Domnul pentru că și-a dus într-adevăr planul la bun sfârșit. Acesta e Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. E ceva ce te face special, este Harul lui Dumnezeu. Harul ne amintește că nu suntem părăsiți. Harul ne amintește că nu suntem neînsemnați. În al treilea rând, Harul ne amintește că nu suntem înfrânți. Repet, Harul ne amintește că nu suntem înfrânți. Îl binecuvintesc pe Dumnezeu pentru că au trecut deja patru ani de la 15 martie 2020. Știți ce a fost în 15 martie 2020? A fost prima duminică fără slujbe. A fost prima duminică fără slujbele cu care eram obișnuiți în casa lui Dumnezeu ne-a restricționat pandemia COVID-19, însă îl binecuvintez, dragii mei, pe Domnul, pentru că, iată, la distanță de patru ani de zile putem să fim împreună și să dăm slavă celui prea înalt. Putem să stăm aici în părtășie frățească, cântând împreună, ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Acum, ceea ce urmează să vă spun, spun cu sensibilitate. Să știți că există o pandemie mai periculoasă decât COVID-19. Acum sunt ferm convins că tot ați auzit asta, că unii predicatori, mai ales atunci, atâta s-au inspirat din cele care s-au întâmplat în zilele acelea. Dar, dragii mei, situația asta nu poate fi tratată cu medicamente. Situația asta nu poate fi tratată cu doctori, ci atenție, numai și numai cu sângele lui Isus Hristos, Domnul. Problema aceasta îi afectează pe tineri și vârstnici deopotrivă. Pe africani și europeni, pe cei mici și pe cei mari, și din nefericire trăim între bolnavi cronici de ani de zile. Știți cum se numește boala aceasta? Boala păcatului. Și Dumnezeu Sfântul, atunci când a setat GPS-ul lui Gavril, I-a spus, te duci în familia cu tare pentru că intenția mea este următoarea. Ca oamenii la care te trimit și nu numai prin cel care se va naște din Maria, vreau ca toți să fie iertați, eliberați și spălați prin Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că numai El aduce tămăduire și vindecare față de boala aceasta de care toți am suferit la un moment dat. Mi s-a întâmplat odată să spun lucrul acesta într-o biserică și după să vină cineva la mine să-mi spună, frate, eu din frage de pruncie am fost pus deoparte. Eu n-am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Zic, stai un pic să definim termenii. Ce înseamnă n-am păcătuit înaintea lui Dumnezeu? Și vă dați seama povestea clasică. N-am furat, n-am dat în cap la nimeni, n-am luat ceea ce nu era al meu, nu mi-am însușit lucruri pe nedrept, dar doar asta înseamnă păcatul? V-amintiți ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, versetul 1? Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. El nu face nimic altceva decât să pună diagnosticul cumva pe întreaga rasă umană. Voi erați morți în greșelile și în păcatele noastre. La un moment dat, Sfântul Apostol Pavel vorbește și despre sine, despre perioada în care a fost în acea situație între ei. Eram și noi toți odinioară, dar s-a întâmplat ceva. Pare mi se în versetul 6, acolo apostolul Pavel vorbește despre învieria de care am avut parte prin Domnul nostru Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Sunt oameni care pun la îndoială diagnosticul acesta pe care îl pune Pavel pe întreaga rasă umană? Câte înjurături ați auzit săptămâna trecută? Pe lângă câte case de pariuri ați trecut săptămâna trecută? Câte jigniri? Câte minciuni, câte cuvinte ne la locul lor, priviri nepotrivite. Vreți să-mi spuneți, oameni buni, că nu avem nevoie de iertarea pe care numai și numai Isus Hristos Domnul o aduce în viața noastră? Nevoia de iertare strigă în cearta soțului, în cearta soției. Nevoia de iertare de multe ori strigă în trafic, atunci când ne pierdem cumpătul și răbdarea. Toate acelea sunt unele dintre acțiunile care au nevoie să fie aduse sub domnia lui Hristos, astfel încât să dobândim liniște și pace și să ne ținem în frâu acestei izbucniri. Doamne, ajută în direcția aceasta. Nevoia de iertare, dragii mei, strigă în foarte multe domenii ale vieții noastre. Și spunea un filozof chiar cu câteva zeci de ani înainte de a se coborâ Hristos în lumea noastră, înainte de întrupare, Spunea, privindu-și propria ticăloșie în oglindă, spunea el: O, oh, de-ar coborui o mână din cer, să mă elibereze de chinuitorul și de groasnicul meu păcat. Și surpriză. Dumnezeu a făcut chiar mai mult. A trimis o mână? Nu. A trimis o soluție? Nu. A trimis un înger detașat de ceea ce putea să îi se întâmple? Nu. Dumnezeu Sfântul l-a trimis în lumea noastră pe Iisus Hristos Domnul, mărit și lăudat să fie numele Lui. E motivul, dragii mei, pentru care stăm în picioare. E motivul pentru care suntem așa de privilegiați de Domnul. De unde desprind gândul acesta din textul citit? Spune versetul 31 așa. Și iată, Că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele? Isus. Matei, capitolul 1, versetul 21. Versetul 21 din primul capitol din Matei aduce o completare versetului 31 pe care l-am citit din Luca 1. Știți care este completarea? Că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Luca nu scrie detaliul acesta, dar îl înțelegem. Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Isus. Ascultați vreo continuare. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Și mulți dintre cei care au trăit în vremea în care a venit Isus, au crezut că cel mai mare pericol pentru noi astăzi este Imperiul Roman. Și Dumnezeu și Domnul Hristos le-a demonstrat în repetate rânduri că cea mai mare problemă a omului nu este cel care domnește asupra ta, ci este păcatul din propria inimă care te stăpânește. Doamne, striga ucenicii, când vei veni să aranjezi lucrurile aici pe pământ, când vei instaura din nou împărăția lui Israel? Și le zice Iisus frumos, băieți, Asta nu-i treaba voastră. Nu vă gândiți acum la lucrurile acestea care să ne înțelegem oricum, nu aduc fericirea la care voi vă gândiți și după care aspirați. Pentru că ceea ce este cel mai important în viața unui om este să știe că este mântuit și împreună cu el, cum spuneam deja, în fiecare zi a vieții lui. Este Hristos Domnul lăudat să fie numele Lui. De aceea, schimbarea pe care o aduce Hristos în lumea noastră este schimbarea de care eu am nevoie, este schimbarea de care Dumneata e nevoie. Harul ne amintește că nu suntem înfrânți. Și atunci când pășește Dumnezeu în inima noastră și când vine Hristos în viața noastră, nu se schimbă doar inima, se schimbă și privirea. Nu se schimbă doar inima, se schimbă și mintea. Nu se schimbă doar inima, se schimbă și comportamentul și dintr-o dată treci prin acea transformare lăuntrică despre care vorbește Pavel și pe care o zugrăvește prin următoarea afirmație. Omul nou e ceea ce face Dumnezeu în viața unui om. E vestea pe care îngerul Gavril a dus-o Mariei. Maria, vei naște un fiu, îi vei pune numele Isus, dar ține cont, nu va fi ca oricare altul. Venirea lui în lumea noastră nu va fi însoțită de trâmbițe, de petreceri, de fast la împărățiile din vremea respectivă, nu. Va intra exact așa cum te-am întâlnit pe tine, într-un fel de anonimat, în sensul în care oamenii n-au fost prezenți în tabloul acesta al nașterii, chiar uși înaintea Maria au fost trântite în nas, în ciuda condiției în care a fost. Dar... Cel care avea să se nască, avea să schimbe viața a milioane și milioane și milioane de oameni, oare nu este motivul pentru care astăzi ești în locul acesta? Oare nu ăsta este motivul transformării, faptul că Hristos Domnul a venit, oh, îl binecuvintesc pentru asta, îl binecuvintesc, mărit să fie Domnul? Dacă n-ar fi păcatul așa de prezent, n-am avea atâta corupție. Închisorile n-ar fi pline. Clinicile de avort n-ar exista. S-ar lăsa iertarea peste relațiile frânte. Da? Acele relații frânte pe care unii le poartă de zeci de ani de zile, timp în care spun despre ei înșiși: Noi suntem mântuiți. Dacă n-ar exista păcat, vocabularul omului ar fi altfel. Înțelegeți, dragii mei, de ce de multe ori știm ceea ce înseamnă falimentul, știm ceea ce înseamnă gustul amar al eșecului, tocmai pentru că există păcat. Dar atenție, nu vom încheia într-o notă pesimistă în dimineața asta, pentru că ceea ce trebuie să strălucească la urma urmei este harul și bunătatea lui Dumnezeu. Și peste toate aceste eșecuri, peste toate aceste falimente, peste toate aceste căderi ale noastre, trebuie să se vadă harul și iertarea lui Dumnezeu. Citeam aseară în cartea despre care vă spuneam că Martin Lloyd-Jones relatează situația unui bărbat din țara Galilor. Omul acesta s-a întors la Dumnezeu din fragedă pruncie, din adolescență, a încheiat legământ cu Domnul și multă vreme l-a slujit pe Dumnezeu însă un păcat aduce un alt păcat, un alt păcat, un alt păcat și dintr-o dată conștiința omului este amorțită. Dintr-o dată, își dă seama că nu mai simte acea apăsare binecuvântată fi vinovăție în viața celui ce te iubește. Nu mai simte acea apăsare pe care a simțit o altă dată. Și, dragii mei, toată această alunecare a lui în păcat culminează cu părăsirea familiei, vorbind despre secolul XIX. Își lasă familia, își lasă copiii, se mută în Anglia, ajunge în Londra și își reia viața cu o altă femeie. Și bărbatul acesta, dragii mei, după ce și-a cheltuit toată suma de bani pe care a strâns-o în cursul vieții lui, se duce iarăși în țara Galilor pentru a obține alți bani de la cea care a fost pentru întâia dată soție. Reușește el acolo prin ceva artificiu să treacă casa care era pe numele Amândurora, pe numele lui Sovândă, să-și dea afară din casă soția și pruncii și cu banii câștigați să se întoarcă iarăși în Londra. La cine credeți dumneavoastră? La ei care o mânca banii prima dată. Și toată povestea asta mai dura câteva luni de zile, pentru că în cele din urmă omul ăsta a fost falit. Și atunci când omul ajunge falit, atunci când omul ajunge să fie realmente brăzdat de cea mai adâncă rușine, știți ce se gândește să facă? Vreau să-mi pună capăt vieții. Aveți dreptate. Ajunge în Londra, pe podul Westminster. Podul acela imens și se urcă pe balustradă și spune următoarele: Vreau să-mi pun capăt vieții. Dar întâmplarea face că, în clipa în care el a zis asta, la șase jumate, catedrala, ceasul de pe acea catedrală frumoasă bate la ora șase jumate și omul nostru își aduce aminte de următoarele: Oh, este șase jumate, este slujba la biserică. Și zice, înainte de a-mi lua viața, să mă mai duc încă o dată până la biserică, să-l aud eu pe predicatorul acela predicând, pe care l-am auzit altă dată și îmi aduc eu aminte de el. La ora 6:36, intră în capela de la Westminster și îl vede pe Martin Lloyd Jones predicând. Și omul acesta, înainte de a deschide textul, înainte de a predica, spune întregii adunări următoarele: plecăm fețele, și face o următoare rugăciune. Și primele lui cuvinte în rugăciune au fost următoarele: Doamne, iartă-i pe cei ce au alunecat și lasă harul tău, Doamne, să curgă peste ei. Vă dați seama că inima acestui om a fost lovit, a fost săgetată, dar atenție, nu de diavol cum s-a întâmplat de atâtea ori, ci de harul și de prezența lui Dumnezeu. Și în clipa în care a auzit aceste cuvinte, toate gândurile lui le-a lăsat deoparte și a zis, mesajul acesta este pentru mine. Dacă mai există har, dacă mai există speranță, Doamne, dacă mai există iertare, mai las-o încă o dată peste mine și vă întreb, există iertare pentru un astfel de om? Există pentru că cel care aduce iertare este Dumnezeu prin Isus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Cel care acoperă cele mai adânci gropi din viața noastră și face pod peste ele este Harul Binecuvântat al lui Dumnezeu. Har, dragii mei, care ne face speciali. Har, care mă face special. Har, care te face special în dimineața aceasta. Și mă rog cu gândul acesta să plecăm la casele noastre, însuflețiți de Dumnezeu, da, suntem special și avem valoare în ochii lui Dumnezeu, nu pentru ceea ce am făcut, ci pentru ceea ce El a făcut pentru noi, Lăudați să fie Domnul. Vă mai spun ceva, și apoi ne rugăm. Când a fost în Italia, prin anul 2009. Am lucrat două luni în agricultură. Am lucrat la ceapă, am lucrat la pere, am lucrat la piersici, am lucrat la bostani. Oh, în câte n-am lucrat. Dar mi-au prins bine că am venit cu bani de acolo. Doamne, îți mulțumesc. Dar știți, am văzut următoarea chestie întotdeauna, în toate zonele în care am lucrat, pentru ceea ce trebuia să recoltăm, să strângem, erau întotdeauna două lăzi. Era o ladă în care puneai perele bune sau piersicile bune, de pildă, și era o ladă în care puneai perele sau piersicile rele. Dragii mei, știți că Dumnezeu nu are două lăzi, nu are două cutii? Știți că Dumnezeu privește spre acel om care poate mai are câte o vânătaie, câte o zgârietură, câte o problemă. Știți ce face Dumnezeu cu persoana respectivă? Nu zice, du-te în lada cu tare, de tine n-am nevoie. Nu-l trimite undeva într-un colț, un gher al universului în care noi trăim. Nu face Dumnezeu asta. Dumnezeu are o singură ladă. Și-l ia pe omul ăla lovit, pe omul ăla zdrobit, pe ăla care a căzut, poate care se aseamănă prin prisma felului în care a trăit cu cel despre care v-am spus ea din iaori, și reușește, dragii mei, reușește el ceea ce noi nu reușim să facem, să schimbe viața omului, să transforme viața omului și dintr-o dată, cel cu lovituri, cu suferință, cu zgârieturi, cu poveri, dintr-o dată e ceva ce strălucește pentru gloria și pentru slava celui prea înalt. Dacă ar fi să vă mai spun un gând în această dimineață, ar fi următorul. Harul ne amintește că nu suntem neajutorați. Am spus așadar, e ceva ce te face special, e harul lui Dumnezeu. Harul ne amintește că nu suntem părăsiți. Harul ne amintește că nu suntem neînsemnați. Harul ne amintește că nu suntem înfrânți. Și în al patrulea rând, Harul ne amintește că nu suntem neajutorați. Închei cu gândul acesta și apoi să ne fie motiv pentru rugăciune. Versetul 35, ascultați ce spune cerul Mariei. Maria, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și puterea celui înalt te va umbri. Nu-ți va da Dumnezeu putere să umbli în toate planurile tale, repet, nu-ți va da Dumnezeu putere să umbli în toate planurile tale, dar îți va da Dumnezeu putere să umbli în toate planurile Lui. Vă întreb, să ne ducem mântuirea până la capăt în frică și cu tremur, este planul lui Dumnezeu? Dumnezeu îți va da putere. Să ne păstrăm sfinți și curați într-o lume despre care alții spun e atâta de greu, imposibil, nu-i nimic imposibil, oameni buni. Pentru că zice Scriptura că ceea ce este în noi e mai tare decât Duhul viacului acestuia. Să-ți duci mântuirea până la capăt, este planul lui Dumnezeu. Să te păstrezi curat, este planul lui Dumnezeu. Să-ți fie familia întreagă, este planul lui Dumnezeu. Să-ți câștigi pâinea cea de toate zilele, este planul lui Dumnezeu. Peste toate acestea, Dumnezeu Sfântul lasă putere din puterea lui. Peste toate acestea, Dumnezeu lasă putere din puterea lui. De aceea, dragii mei, vă chem să, să ne ridicăm în puterea Duhului pe care o aduce Hristos în viața noastră. Haideți să stăm ridicați. Vă chem, dragii mei, să nu mai ve mentalitatea asta de oameni înfrânți. Nu ești înfrânt din moment ce Hristos Domnul a lăsat har din arul Lui peste tine. Nu ești neajutorat. Nu ești neînsemnat. Nu ești părăsit. Deschide ochii aceștia ai credinței să-l vezi pe El în mijlocul nostru. Pentru că promisiunea care ne-a unit încă o dată astăzi este următoarea. Dumnezeu coboară în mijlocul laudelor Lui. Am lăudat numele lui Dumnezeu în dimineața asta atunci promisiunea este următoarea, Dumnezeu este prezent aici. Îi simți puterea, îi simți prezența? Dacă nu mai e o șansă, dacă nu, roagă acum, Doamne, vreau să simt puterea Ta, Doamne, vreau să simt prezența Ta. Omule bun nu e singur, omule bun nu ești neînsemnat, nu ești neajutorat, nu ești înfrânt. Ceea ce face diferența este Harul lui Dumnezeu. Îl costă totul pe cel care l-a dat și nimic pe cel care îl primește. De aceea pot să spui în dimineața asta, Doamne, lasă în continuare harul Tău peste mine. Lasă ca Duhul acesta care a fost peste Maria și care a ajutat-o să meargă până la capăt în împlinirea scopurilor tale să fie Duhul care este revărsat și peste mine în dimineața aceasta. Pentru că nu mai vreau căderi, nu mai vreau falimente, nu mai vreau să cad în locul în care am căzut. Vreau, Doamne, de azi înainte să umblu în lumina puterii Tale, în virtutea tăriei Tale și să fiu exact așa cum zice Scriptura, mai mult decât un biruitor. Ceea ce te face special este Harul lui Dumnezeu să lase peste fiecare dintre noi. Haideți să încheiem, dragii mei, și să-i mulțumim Domnului pentru Harul Lui să-L rugăm în unul dintre cele patru domenii pe care le-am adus în atenția dumneavoastră să ne ajute. să lase acolo unde nevoia noastră este cea mai mare, dar la plecare din locul acesta, toți împreună la unison, să putem spune că ne-am întâlnit cu Dumnezeu și că Harul Lui a fost lăsat în inimile noastre și în viețile noastre. Lăudați să fie Domnul! Haideți să ne rugăm împreună!